Ia colibașul, oameni buni, este de neoprit unul dintre Colibășanu, e de neoprit unul dintre cei mai mari alpiniști din lume. A cucerit cel de-al nouălea munte de peste 8.000 de metri, al treilea ca înălțime din lume și a făcut-o în cel mai greu mod posibil, fără oxigen suplimentar și fără șerpași. Vreau să vedem imaginile din recenta sa ascensiune în Himalaya, apoi să știți că îl poftim aici alături de noi în platou. Suntem... Ce pași, a fost probabil cea mai grea ascensiune pe care am avut-o. Voi încerca ce pași și voi la steagurile de rugăciune. Asta e tot pe astăzi. Fabulos omul acesta. Ei bine, de pe cel de-al treilea vârf ca înălțime de pe planetă, alături de noi astăzi Horia Colibășanu, a ajuns acum pe primul vârf ca înălțime ale emisiunilor de divertisment din România. Atât am avut de zis, Ciucă. Haideți să-l chemăm pentru că este însoțit de colegul său de expediție, Marius Gane. Îi primim pe oamenii ăștia aici cu aplauze și felicitări. Ați văzut prin ce au trecut, oameni buni. Salut! Te rog să rămân loc. Salut! Ți-aduc aminte că ne-am văzut înainte să pleci în expediția asta și am văzut și imaginile. Ia, ține mâinile așa să văd, degeră, nu nimic. Sunt în regulă. Ești în regulă, putem să te atingem. Totul e la locul lui. Deci cum sunt imaginile astea incredibile, fabuloase. Cât s-a putut. Cât s-a putut, s-a putut. Unul dintre cei mai înalți munți din lume, al treilea ca înălțime, fără oxigen, fără șerpași, e un record, nu? Am fost singurul anul ăsta care a reușit să ajungă fără oxigen. Mi-aș fi dorit mult să ajungem împreună cu Marius și cu Peter. Fiecare dintre noi cred eu că a făcut tot ce a putut. Păi ai fost cu Marius și ai fost și cu Peter, cu slovenul, nu? Da. Slovacul. Sau slovac. Bun. Iar tu ai ajuns în vârf și vreau să te întreb, când ai ajuns acolo la peste 8.000 de metri înălțime, cât ai stat? Cu totul cred că am stat... 5 minute, 3 minute jumate am filmat, restul a fost să bag camera, să scot camera. N-am făcut altceva, de obicei mai încercam să sun acasă de pe vârf. N-am mai încercat nici să pun steagul, nici sponsor, pentru că era foarte frig, bătea vântul și mi-a fost frică să nu fac degerături. Cât era? Minus 35. Minus 35 de grade? Da, problema e vântul. Când vedem că bate atât de tare, da, se schimbă și poți să faci degerături în câteva minute. Am văzut mulți colegi de expediție care erau cu degetele degerate în perioada asta și chiar Marius a avut un pic de degerături la nas. El, am stat noi să ne gândim, a pus ochelarii mai devreme și îți oprește un pic circulația. Eu am pus doar când s-a făcut soare ochelarii de schi, bătea vântul. Niște detalii. Da, niște detalii de care noi după 20 de ani de alpinism nici nu eram foarte conștienți. Eu întâmplător am pus ochelarii mai târziu. Uite, Marius și el a făcut parte din prima echipă românească, nu? Marius, de pe Everest în cât? În 2003? 2003. Da, super. Și fac chestia asta de 30 de ani? Așa este, dar acum pentru mine a fost o încercare nouă, pentru că pe Everest atunci am fost cu oxigen suplimentar.
Acum am încercat fără, n-am reușit prea mult, mi-am depășit cea mai înaltă cotă doar cu 70 de metri. E bine că ai depășit, nu? Dar n-am putut să țin ritmul lui Horia, dar mă bucur că am făcut parte din expediția în care primul român a reușit să ajungă pe Kanchenjunga. Și am aflat și eu mai multe despre mine, că nu sunt în stare să ajung pe Big Five, cei mai mari 5 din lume, care au peste 8400. Se pare că fără oxigen suplimentar ăștia sunt cam înalți pentru mine. Tu câți ani ai? 53. Mulți înainte. Mulțumesc. Și să le spun celor de acasă că ești salvamontistul. Nu? Din 88 faci treaba asta. Exact, da, da. Din 88 sunt salvator montan voluntar. Mai urcă oamenii cu pantofi cu toc pe munte, doamnele? Mai urc. Anul trecut era o poză care a circulat foarte mult cu un troller. Urcat aproape de moldoveanu. Da, a urcat doamna cu trollerul? Dar nu, știi de sau ce? Un domn. Sau un domn. Păi cred că avea haine să facă ședința, foto schimbat, Instagram-ul ăsta. Probabil. Deși se păcește la cap. Da. Imaginele sunt incredibil fabuloase. Să știi, Horia, că am pentru tine și o surpriză. Există o tradiție, da? Pentru amândoi. Există o tradiție întotdeauna când coborâți la tabăra de bază, ce faceți? A, omletă. Meniul de întoarcere, da? Meniul de întoarcere așa e. Omletă, exact? Cu șuncă. Omletă cu șuncă. Am și aici tacămuri. Eu serios vorbesc, că chiar v-ați întors și vreau să vă simțiți ca și cum v-ați întoarce în tabăra din care ați plecat, da? Da, și nu, știu că mai trebuie ceva. Eu n-am o problemă, mă simt bine deja. Și eu mai știu că mi-era ceva. Puțin foame. Și două cafele. Oh, perfect. Bă, așa se primesc campioni. Trebuie să știi totul despre ei. Corect? Da, da, da. Ăștia sunteți voi? Da. Ăștia sunteți voi, oamenii ăștia faini care faceți lucrurile astea senzaționale și care aveți niște obiceiuri atât de simple, dar atât de importante. Da. Iar cred eu că cred da. Că, uitându-mă la voi, cred că cel mai bun lucru la meniul de întoarcere este pur și simplu faptul că te-ai întors. Cel mai important. Că ai ajuns la meniul de întoarcere. Că ai ajuns la meniul de întoarcere. Horia, tu ai mai încercat acum 10 ani acest vârf și atunci... nu? 10 ani au trecut? Da, în 2012. Și nu te-ai dat bătut? Mi-a rămas în memorie și m-a rămas ca o datorie, așa, chiar vreau să-l urc. Să știi că, Marius, mi-ar plăcea să-mi insufli și mie puterea asta și să am așa puterea asta să urc, să se lipească și de mine dorința asta de a urca pe munți, să escaladeze. Uite, zilele trecute am avut un navigator român, care primul român care am făcut un conjurul lumii cu un velier, știi? Și mi-ar plăcea să se lipească și de mine povestea asta. Dacă s-ar lipi, nu știu, 5% de la tine, 5% de la Horia, 5% de la omul cu velierul, mamă, îți dai seama ce tare. La vară vă invit în zona Bucegi, Peștera, Padina. Da. Unde e zona mea acum de acțiune Salvamont. Teritoriul tău. Da. Să înciucă să ne luăm expadrile. Hai să vedem poza aia despre care ziceai ceva mai devreme, că a circulat foarte mult pe internet. Asta e, mă, nenea? Da. Deci omul ăsta... acesta s-a dus cu trollerul unde? La 1000, la cât? Peste 2000 de metri, unde era lângă creasta Făgărașului. Da, s-a aflat până la urmă ce avea în troller? Nu știu. Dar tu avea și o pungă, dar ce, tu ce crezi că avea în troller? Păi poate hainele pentru fotograf, cum poate ați avea spus. Bere. Sau bere. Sau bere. Foarte tare. Da. Bun, vă mulțumesc mult de tot. Să știți că vă rog să serviți, da? Mulțumesc mult, Horia, și felicitări. La peste 8000 de metri, fără oxigen, fără șerpași, tare, tati. Mulțumim mult de tot. După o scurtă pauză de publicitate, revenim cu domnișoara care face încălzirile în spatele camerelor de filmat. Nu știu dacă observați, dar se încălzește. Imediat o să vină să fie alături de noi. Nu, nu, ea se încălzește, noi o vedeam altfel, noi încălzindu-se. O vedeam de unde erai și tu. Salut, Ana, salut, salut. De acolo Ana Lescu o să vină în câteva momente la noi. Rămâneți cu noi aici pe Pro TV, ne întoarcem imediat.